Ne continuăm turul. Încă ține vremea cu noi, ceea ce e bine, că trebuia astăzi să plouă, ceea ce e bine, înseamnă că ați venit voi cu soarele de la București. Noi suntem în zona veche a orașului, practic cam pe aici. De aici s-a dezvoltat orașul, din păcate nu s-a mai păstrat mare lucru. Avem acolo un zid, practic este cea mai veche construcție din Craiova. Craiova fiind atât de mult arsă, de cel puțin de Osman Pazvantoglu, de 3 ori la 1801, 1803 și 1809, de 3 ori de arsă, ce să se mai păstreze. Iar aici este vechiul Han Hurez. Practic toată strada care acum se numește Hurezului, da? Toată strada era de fapt tot hanul. În spate, pe următoarea stradă, toate clădirile care au fost construite pe acel zid, adică de acolo au pornit. Și doar asta, iar printre case, încă se mai păstrează resturi din vechiul Han Hurez sau Hanul Austriac, pentru că austriecii era cartierul general al austriecilor în această zonă. Ideea e că noi românii, inclusiv craiovenii, nu prea am păstrat, nu ne place să păstrăm lucruri vechi, inclusiv pe la 1900, eu tot studiez arhiva Comisiei Monumentelor, cel puțin Ștefan Ciuceanu, despre care am aflat că a întemeiat Muzeul de Istorie din Craiova, chiar el făcea, cum să zic eu, foarte multe referiri, pentru că mulți proprietari încercau să distrugă acele ziduri ce mai rămăseseră din vechea zona a Hanului Hurez. Aici în stânga o clădire destul de, hai să zicem, prost păstrată. Este Hanul Puțureanu, făcut la 1885, deci nu e Han, hai să zicem că a fost făcut special pentru un chiriat. Adică în interior sunt zone cu foarte mult cerdac, dar încă se păstrează și este de vânzare. Din zona veche nu prea s-au mai păstrat multe lucruri, s-au tot construit de-a lungul timpului, inclusiv case. Majoritatea caselor de aici sunt de sfârșit de secol XIX. Aici avem inclusiv fântâna Purcarului, care a fost recent restaurată, dar din păcate nu mai poate să iasă apă din ea. Și aici piața veche, piața Elca se numea. Aici era o zonă cu foarte mulți evrei, mai ales că pe strada Hurezului, adică în curtea vechiului Han, este una din sinagogi. Am avut trei, chiar pe această stradă mai erau încă două. Ei aveau mai multe tipuri de evrei, eschenazii, sunt mai multe tipuri, cum sunt și la noi ortodoxi și catolici, da? Iar asta este vechea piață, Elca, din păcate a ars acum câțiva ani și doamna primar o să o modifice, adică o să o restaureze sau o să o schimbe, să facă o zonă special pentru public. Iar în dreapta avem Mitropolia, da? Biserica Sfântul Dumitru. Când am ajuns la Muzeul de Artă, adică Palatul Jean Mihail, am văzut exact atunci v-am spus de fotografiile lui Prager. Chiar foarte multe cu Antonescu provin de aici, de la această biserică, pentru că de-abia fusese finalizată, vechea biserică ajunsese într-o stare de ruină și de-abia prin anii 30 au reușit să o termine. Este una din principalele, sau cea mai importantă biserică a Craiovei. Este una destul de frumoasă, inclusiv poarta de la intrare este făcută local la școala unde Constantin Brâncuși a studiat, adică Școala de Arte și Meserii. Chiar pe ea este și semnată acolo. Și uite că și o să intrăm puțin să și vedem. Chiar pe, când Antonescu venea pe aici și ieșea și arăta, era foarte multă lume. Bine, de zile erau zilele Olteniei. Uite cât de bogat ornamentat este. Bronz, cred. Și aici, lucrare executată la Școala Superioară de Meserii, Craiova, 1933. Deci atunci a fost finalizată. E superb și în interior. Deocamdată nu mergem aici, continuăm către Casa Băniei.
cea mai importantă clădire din Craiova. Și vă povesteam că de-a lungul timpului, bine, ia, aici au fost casele craioveștilor și apoi Constantin Brâncoveanu a construit peste acele case, a construit acest conac, pentru că arată chiar ca un conac boieresc oltenesc. Foarte multe, inclusiv la Coțofenii din față, o localitate la 15 km de Craiova, avem vechiul conac al Coțofenilor, iar partea din spate seamănă foarte mult, adică toate erau construite în acest stil. Partea asta din față a fost făcută în anii 30, pentru că ea era dreaptă. Deci era o construcție foarte simplă. A fost, la un moment dat, ajunsese la Patriarhie și aici nu știu ce țineau. La un moment dat, în perioada interbelică, aici a fost și Comisia de Monumente. Erau mult mai multe construcții pe aici, prin zonă. Și în anii 30 au adăugat acest pridvor. Practic, casa originală începe din spatele acestui privor și încă se păstrează geamurile, încă există fotografii, de v-am spus, de la 1900, cu exact acea parte din spate. Acum este muzeul de etnografie, ține de muzeul de istorie și este unul din locurile principale de vizitat din Craiova, pentru că sunt foarte multe lucruri frumoase aici, care țin de partea etno a Olteniei. Foarte multe covoare oltenești, avem, uite, și acolo sunt o expoziție de cruci oltenești, adică sunt încă sate unde se păstrează astfel de cruci, exact ca la Săpânța, așa mai foarte, foarte frumos pictate. Ne aflăm încă pe zona comercială, da? Dar începem să ne ducem către zona rezidențială, adică începem să trecem din comercial și din zona, cum să zic eu, foarte agitată, în zona calmă, da? Dar trebuie neapărat să vă arăt, pentru că noi am fost la Minerva, vă spuneam inclusiv de terasă. Aceasta este terasa Minerva. Bine, aici era special pentru zonă de distracție, în aer liber, pentru vară. Înainte, aici în dreapta, da, aici în dreapta, avem fosta casa Aman, actuala, practic primul muzeu de istorie Aman. Da, așa a fost. Majoritatea din exponate s-au dus la Muzeul de Istorie la care am fost. Dar acum aici este Biblioteca Județeană și toată zona, toată această stradă pe care o vedeți acum era practic peste zona de grădină a familiei Aman. Iar prin anii 20 așa s-a făcut această străpundere, pentru că oricum era a statului deja. Iar ca să vă dați seama că v-am spus de acel beci de la Minerva, beciul se termină aici. Și ca să vedeți de acolo, din colț, cât de lung e acest beci, pe sub una, două, trei clădiri, inclusiv pe sub terasă. Bine, înainte, în perioada interbelică, până să se facă această străpungere, exact în mijloc, era un foișor de fier făcut superb la muzeu. Aici, în dreapta, avem fostul hotel Barbu Drugă, care acum, din păcate, s-a fost restaurat, na, să zicem, cât de cât. Ce e interesant acolo, la intrarea la muzeu sau la bibliotecă, este vechea stemă a orașului Craiova cu Sfântul Dumitru. În București, de multe ori am crezut că e copie după București, dar și voi aveți tot Sfântul Dumitru, mi se pare, din vechea siglă. Hotelul a fost restaurat, sau nu, hai să zicem renovat, pentru că el era în stil eclectic, făcut pe la 1900, dar a fost renovat și renovat, mă refer, la sfârșitul perioadei interbelice, în anii 40, și a fost modernizat. Adică din eclectic s-a transformat un modernism, să zicem, da? Aici avem partea cealaltă a pasajului pe care l-ați văzut și cele două clădiri, deci acolo este intrarea în pasaj, cele două clădiri, două proprietăți, vedeți acolo PA, noi luăm în dreapta aici, PA și BE de la Benvenisti, da? Această clădire unde recent a luat foc și a fost restaurată este vechea casă a avocatului Chețianu.
El nu prea a stat aici, el a mai mult a închiriat. Și aici o bună parte, până au venit comuniștii, a fost Banca Banatului, că aveau și ei aici. În Craiova, și nu neapărat, cred că în fiecare oraș erau tot felul de bănci mici. Mici sau mari, da? Da. Cred că erau peste 20 de bănci. Na, până la urmă, fiecare familie de oameni bogați s-a avut. Nu vorbesc de boieri, pentru că boierii oricum pe la 1860 deja plecaseră din zona Craiovei, se duseseră fie la București, fie în exterior. Au ajuns din, acum le spunem cămătari, da? Dar atunci împrumutau banii legal, da? Da. Și fiecare la un moment dat și-a făcut cât o bancă. Cele mai importante erau Nete Pop, ei erau niște bogătași care și-au făcut și bancă, au foarte multe case în Craiova. Și Banca Evreilor Eskenazi. Care e ideea? În Craiova sunt foarte multe, noi o să intrăm aici, sunt foarte multe case care sunt trecute ca și monument în Casa Eskenazi. Ideea e că ei nu au căutat care a fost primul, cel care a construit casa, nu, au văzut ultimii. Și de obicei aceste case erau luate de către bancă. Banca Eskenazi. Și așa toate casele sunt denumite Banca Eskenazi. Bine, foarte multe. Și acum o să intrăm în superba casă Zanfirescu. Unul din sponsorii lui Brâncuș, pentru că Brâncuș a fost aici. El era comerciant de vinuri. Și bineînțeles că știe toată lumea, știe că Brâncuș era un petrecăreț. Bineînțeles că trebuie să aibă astfel de sponsori. E o casă micuță, destul de frumoasă, dar foarte bogată ornamentată în interior. Chiar există pe un perete întreg, aproape, da? O oglindă imensă, exact când intri în acel living, crezi că îți dă impresia că mai există încă o cameră, atât de imensă este. Noi continuăm drumul pe fosta stradă Dima Popovici, actuala Mitropolii Firmilian. Și uite, de exemplu, aici chiar este o casă, Casa Eskenazi, care, culmea, singura Casa Eskenazi din Craiova, și pe aia au stricat-o și au pus Anghelescu, probabil unul din ceilalți cumpărători, să zicem, ai casei, chiar și acum este la vânzare. Și aici, în stânga, avem o superbă casă recent restaurată, bine, acum vreo 5 ani de zile, transformată în hotel boutique. Este un eclectic, dar cu influențe Fachwerk, așa se numesc, adică tipul ăla de influențe nemțești, germane, adică toate chestiile de sus, de obicei pe la Sinaia mai vedem astfel de lucruri și în Transilvania, dar mai rar pentru Craiova. Încă se văd dependințele și inclusiv zona unde își puneau mașinile. Pentru că ei aveau și mașini. Este casa familiei Pretorian. Ei erau avocați și bineînțeles aveau și câteva proprietăți în zonă, chiar și conace. Acolo avem și un mic elefant, așa ca să vă aducă aminte, într-un fel, ca să vă aduc aminte de București, de muzeul, cum zice, Antipa, da? Ca să nu vă fie, să fiți mai așa, mai ca de acasă. Noi o să intrăm în casă și o să vedeți ceva foarte frumos și inclusiv ceva unicat pentru România. Deci asta e una din casele micuțe, da? Ideea e că voi în București aveți case foarte, foarte mari, dar nu atât de, cum să zic eu, bogate în interior, cu foarte multe elemente. Ușa, bineînțeles, originală, păstrată de către proprietari. Și intrăm prima oară în vestibul, unde o să vedem, eu vă povestesc acum, pentru că această locație este un hotel și în camere de obicei dorm oameni și vorbesc mai încet și de-aia prima oară vă spun aici ce o să vedeți acolo. Deci o să vedeți vestibulul cu luminatorul original și toate picturile făcute de Francis Dribalski. Care Francis Dribalski era unul din zugravii Olteniei, adică peste tot în marele palate, cam el începea și el picta. Și o să intrăm jos, avem inițiale August Pretorian, inclusiv fica lui a fost, bine, inspirată de Francis Dribalski, a devenit pictoriță. Și uitați,
Da. Da, da. Și aici, de fiecare dată când vin, descoper un alt element, o altă chestie. Exact aici, pe ziduri, toate aceste rame, de fapt, erau oglinzi, cum avem și aceea acolo. Dar de-a lungul timpului, am întâlnit oameni care au stat aici în perioada comunistă, 5-6 familii sau chiar mai multe, fiecare avea câte o cameră, așa, și ei jucau fotbal aici, în vestibul, da. Și probabil s-au spart oglinzi sau fie și la cutremur s-au spart. Dar luminatorul, care este exact ca la biserici, cum îi zice, că îmi scap acum, am un lapsus, stained glass, na, cum e în engleză știu, dar vitralii, așa. Deci este vitralii, doar un singur colțișor acolo, o mică părticică a fost înlocuită, în rest totul este original. Totul este original și își păstrează aerul ăla de Belle Époque. De aici, practic, acest vestibul este locul unde se întâlnea familia când ieșea din cameră și se duceau după aia fie la discuții. Aici e locul primitor. Bănuiesc că e destul de primitor ce se vede aici. Foarte puțin craioveni știu că există locul ăsta. De multe ori, din păcate, la tururi e foarte greu să trezeau câte cinci ca să le arăt asta. Dar majoritatea nu cred că este așa ceva în Craiova. Există și este destul de frumos. Și acum o să mergem în subsol, la demisol, și o să vedeți, pe lângă de demisol, o să vedem și o parte interesantă. Știți că noi avem o boală cu lei, da? Peste tot trebuie să apară cât un leu, da? Da. Deci, aici suntem în demisol. Și se face, practic, legătura între demisol și beci, care beciul era acolo. Probabil, la un moment dat, erau și uși către beci. Dar aici erau, de obicei, unde stăteau slugile și făceau ce au oamenii care lucrau pentru boier. Mie mi-e drag că am și eu câteva fotografii aici. Acolo este conacul Barbu Drugă, că v-am povestit, am trecut pe lângă el de la cetate. E destul de exclusivist, dar e frumusețe acolo. Și acolo încă un conac. Dar fiecare casă de boieri avea câte o cameră turcească sau camera de distracții, cum ziceam noi. Și proprietarii actuali, când au început să renoveze această casă, au descoperit zidul sau tavanul pictat de atunci. Ce e interesant și așteptăm să vină și să vadă direct, că e o cameră turcească sau să zicem otomană chiar la propriu și o să vezi și de ce. La un moment dat, știi că am vorbit de scrieri din Coran. Da. Da. Ei, ideea este că în această cameră, care acum este transformată în sală de fitness, sus, proprietarii au descoperit, pentru că era tavan fals, au descoperit această frumusețe, pe lângă faptul că este frumos pictat. Dacă vă uitați acolo, sunt niște scrisuri din Coran. Ideea este că am trimis în 7 țări arabe diferite să-mi traducă ce înseamnă aici. Foarte puțin înțelegeau ceva, dar nu știu ce scriere asta. Asta, de fapt, astea sunt cartușe cu scrieri otomane. Vechea otomană, turcii acum ei scriu ca noi datorită lui Ataturk, care el a modernizat toată țara. Dar până atunci se scria exact în stilul ăsta. Și m-am întâlnit la un moment dat cu un turc care, culmea, era student la istorie și el știa scrierea otomană. Și astea sunt versete din Coran care fac referire la Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru că Iisus Hristos, îl recunosc. Pa da. Deci Iisus Hristos apare mai mult decât în Coran, mai mult decât Mahomed. Nu. Chiar apare, nu mi-a spus ceva de genul, de vreo 36 de ori în Coran. Ideea este că în ultima vreme extremiștii au schimbat într-un fel Coranul și l-au prezentat într-un alt mod, mult mai extremism, către celelalte religii. Dar
Ăsta sunt chiar versete care apar în Coran cu referire la Iisus Hristos. Este unicat în țară, am trimis peste tot, nu se mai găsește nicăieri așa ceva. Există în Craiova într-o casă micuță, dar superbă. Ne continuăm turul. Deci asta este camera turcească și noi ieșim afară. Continuăm către zona rezidențială. A orașului, tot pe strada Mitropolii Filmiliană actuală, fosta Dima Popovici. Să vă spun și de ce era trecută Dima Popovici, pentru că exact după colț exista, cum am spus, în Craiova, erau foarte mulți filantropi și foarte mulți din acei boieri își donau casele și terenurile special ca să fondeze anumite școli. Și aici era școala de menaj, încă există clădirea, dar de-a lungul timpului a tot fost modificată, care îi poartă numele, Dima Popovici. La un moment dat, foarte mult timp, până la venirea comuniștilor, această stradă s-a denumit Dima Popovici. Și exact acolo în spate avem fosta școală de menaj. Când o să veniți la anul, o să fie gata și noul muzeu al exilului, pentru că nu cred că mai există în țară un muzeu al exilului. Recent restaurată, este o frumusețe, inclusiv acolo exista o cameră, astfel de cameră turcească. Este frumos renovat, da. Și de la anul o să fie deschisă, acum încă se primesc colecții diferite. Da, Muzeul Cărții și Exilului, deci o să avem un nou muzeu. Aici este vechea școală Dima Popovici. Na, nu se mai... Acum e simplistă, dar asta e de secolul XIX. Și... Nu, astea sunt făcute de către comuniști, pentru că s-a păstrat, adică a fost școală de menaj particulară, dar după aceea comuniștii au transformat-o în școală normală de... Na, pentru cei de aici din zonă. Și mergem în zona caselor care sunt destul de frumușele, să zicem. Multe din ele sunt renovate sau în curs de renovare și unele sunt, altele sunt lăsate de izbeliște. Chiar aici pe dreapta o să mergem și o să vedem casa avocatului Pencioiu, care este lângă casa Vernescu. Pencioiu și Vernescu erau neapărat rudă. Pencioiu era cum zice, îmi scapă termenul ăsta de ținea pe fica lui Vernescu, cum se numește, era ceva de genul, da. Și încă se păstrează, iar în interior chiar e un mic muzeu particular. Asta ca să vedeți din zonele vechi. S-a renovat destul de bine, da, Vernescu. Și pe aici este intrarea în micul muzeu, care este particular. Am reușit să-l deschid pentru niște tururi. Iar în spate avem cunoscuta casă cu leu, cu lei. A avut mai mulți proprietari de-a lungul timpului, dar e bine să fie denumită așa, casa cu lei, pentru că încă se văd lei de acolo. Acum este o școală particulară aici. Ea, ca formă, apare pe hărțile de la 1850, deci practic casa este mult mai veche. E posibil să nu știm niciodată sau cine a fost primul care a construit-o, dar de-a lungul timpului au fost numai persoane, inclusiv ultima perioadă, familia Savoiu. Acum continuăm pe strada Bujorului, înainte se numea Independenței, și avem câteva căsuțe destul de frumoase. Aici, în dreapta, este o casă care în renovare, fosta casă Iosif Cane, care, culmea, este un neoromânesc pe exterior,
dar în interior totul e, toate stucaturile sunt în stil baroc. Și anul ăsta o să fie restaurată, dar e proprietate privată. Păi toate, de aici încolo, toate sunt proprietate private. Proprietăți private. Dar este una din străzile care totuși s-a păstrat. A păstrat un asta așa de Belle Époque. Da. Și plus că sunt în perioade diferite. Uite, de exemplu, în stânga avem un modernism. Da? Această clădire mai simplistă este fost showroom de din față. Este un fost showroom de, putem să mergem pe stradă. De șarete. Și șaretele erau la parter și de obicei familiile locuiau la etaj. În dreapta avem casa Sima Naiculescu. Ideea este că ei proveneau din zona Calafatului. Au case și aici și în Calafat. Dacă vedeți în spate, mie îmi plac de exemplu foarte mult dependințele cu turnuleți. Și la casa din Calafat, la fel, aveau tot așa o dependență cu turnuleți. Uite că se vede acolo în spate. Vorbeam de Barbu Drugă. Aici este casa Barbu Drugă în dreapta. Da? Încă se văd vitralile din spate. Vă mai povesteam și de ceilalți fierari. Unul din acești fierari îl avem aici, Ilie Alpolzan. Și astea sunt la fel, s-a păstrat totul intact. E bine că nu s-au schimbat ușile de la intrare. Aici, în timpul, la Casa Barbu Drugă, a fost și una din casele de protocol ale lui Ceaușescu, deci aici veneau să doarmă. Aici este fosta școală de fete, actual Palatul Copiilor. Pe spate, pe partea din spate, încă se mai observă vechea scriere, școala de fete. Da? Noi o să traversăm și o să mergem direct pe stradă. De aici încolo, oricum, peste tot, unde vedeți, numai case vechi peste tot. Aici avem la fel o casă de secol 19, dar mai târziu, da? Dar ideea e că s-au păstrat încă elementele alea de neogotic. Inclusiv casa de pe colț, care a fost al aceluiași proprietar, are cea din față, da, de pe colț, a reprodus toate elementele de pe casa veche. În dreapta avem un superb mediteranean, să zicem. Voi în București aveți destul de multe astfel de case, dar la noi să știți că sunt destul de rare. Mergem pe aici și o să vă arăt. V-am povestit că până să vină italienii, toate casele erau simpliste, pătrate, cu câteva elemente neogotice și de obicei alea la intrare sau la ferestre. Chiar aici avem în față o astfel de casă de secol, de jumătate de secol 19. Vedeți intrările neogotice, intrarea aceea, încă s-au păstrat ușa, da? Și e simplă, adică nu era cine știe ce. Și e bine că încă există astfel de case. Iar noi o să mergem la Casa Mirică, un alt latifundiar oltean din zona Calafatului, că ei de acolo au pornit, după aia s-au dus în Craiova și după aia de la Craiova s-au dus peste tot, nu s-au mai dus nicăieri pentru că nu mai au apucat. Este aceea din față, este un eclectic, dar cu foarte multe elemente Art Nouveau. Pentru zona asta de sud, Art Nouveau e cam inexistent aici, pentru că e specific pentru zonele astea unde au fost maghiari, unde au fost austrieci, acolo. La noi în sud este neoromânismul și eclecticul la modă, adică nu neapărat la modă, este prezent peste tot. Dar în această casă, ca de altfel și casa din Calafat,
Tot interiorul este ornamentat în stil Art Nouveau. Și când o să intrăm acum în ea, o să vedeți exact toate vitralile și tot ce s-a păstrat, pentru că proprietarul acum funcționează un restaurant aici. Proprietarul a vrut să lase exact tot ce a existat, plus să dea o tentă modernă ca să fie bun, plăcută pentru oameni. Inclusiv gardul este făcut local și o să vă și arăt locul unde scrie Gustav Wolff, exact ca la muzeul de istorie. Bineînțeles că și marchiza e făcută la fel. Ia uitam aici. Gustav Wolff, Craiova. Toate ăștia mici elemente spun exact toată povestea despre casă, despre cum a fost construită. Bineînțeles că casa Marian Mirică este fiul lui Vasile Mirică, care s-a născut și a stat în Calafat. Ei în anii 20 deja au vândut toate casele și toate proprietățile și s-au oprit acolo. Noi o să intrăm aici și o să vă arăt cea mai frumoasă sobă la o casă mică, dar care este specifică Art Nouveau, cu flori și în special acum, dacă este războiul cu Ucraina, unul din simbolurile lor este exact floarea soarelui. Și noi o să vedem floarea soarelui. Vedem și inițiala Mirică. Bun, acum vedem interiorul casei Mirică. Și afară sunt foarte multe elemente Art Nouveau, dar în interior sunt de 10 ori, inclusiv vitralile vechi. Cele originale s-au păstrat, adică proprietarul a vrut să păstreze exact chintesența, tot ce este frumos în această casă și a transformat-o într-un local destul de frumos. Suntem în vestibul, puțin diferit față de casa pretorian, dar inclusiv aici avem oglinzi never ending mirrors, da? Și ele chiar sunt aliniate cum trebuie. Ce e interesant la această casă, încă s-au păstrat sobele originale. Și putem să intrăm într-una din camere, să zicem living, pentru că este cea mai mare din această cameră. Am și povestit la un moment dat cu oameni care au stat aici în perioada comunistă, iar o familie avea această cameră plus cea de lângă și practic o singură familie stătea aici în această zonă. Iar ei împărțiseră la un moment dat aceasta, pentru că era prea mare și era foarte greu de întreținut și neapărat și de încălzit, și făcuseră bucătăria într-o parte și living-ul în altă parte. Acolo se iese pe balconașul dinspre stradă. Avem una din sobele care încă există în această casă. Este o sobă destul de normală, adică nu e de firmă, în ghilimele, dar avem aici bijuteria, probabil aici era camera matrimonială, să zicem, cred, pentru că avem această bijuterie de sobă în stilul Art Nouveau pur, inclusiv unde apare motivul cel mai căutat acum la modă, motivul florii de soare, elemente foarte importante, specifice Art Nouveau-ului european. Da? Chiar această poze de fapt cu această sobă au apărut pentru că anul ăsta a fost anul Art Nouveau-ului și iar INP-ul a făcut o serie de evenimente legate de acest stil arhitectural. Foarte puține, nu găsim foarte mult în zona de sud, inclusiv în București, tot ce ține de sud, foarte, foarte rare astfel de elemente, dar în nord, bineînțeles că în Transilvania avem influențele austriece și maghiare și apar peste tot, dar sunt unicate pentru zona asta a Olteniei și neapărat și a Olteniei și zona de sud. Mai avem încă o astfel de sobă, de fapt încă două, da? Mai trecem pe lângă una care este destul de comună. Bine, și ele sunt superbe, dar o avem aici, pe aceasta. Stați să deschid, să prind și lumina, ca să o și vedeți exact. Inclusiv proprietarul a creat câteva elemente. Ia uitați-o. Care să aibă legătură cu Art Nouveau, deci... Dar uite cât de frumoasă e.
Este una din casele frumos restaurate pentru Craiova. Și iar eu mă bucur că am avut posibilitatea să intru în ea, pentru că sunt foarte multe astfel de case, nu sunt vizitabile, să zicem. Dar asta a fost Casa Mirică și acum continuăm afară. Continuăm cu zona rezidențială. Aici suntem pe actuala strada Caracal și avem o frumusețe de casă. Din păcate a fost afectată foarte mult la cutremur, chiar fațada din partea dreaptă pe care o să o vedem, hai să traversăm acum, a căzut și bineînțeles că proprietarii n-au mai avut bani, pentru că este foarte, foarte dificil să reproduci toată partea asta, dar nu se vede ca și cum ar fi căzut mult. Uite, de exemplu, se vede sus acolo, toată partea aia a dispărut. Da, este casa Ștefan Popescu. Era un comerciant și un, hai să zicem, cămătar, pentru că împrumuta foarte mulți oameni. Ce e interesant la această clădire, pe lângă faptul că are foarte, foarte multe stucaturi, inclusiv gardul este superb lucrat, la unul din atelierele craiovene are niște grifoni imensi la intrare. Și cred că poți să-i vezi exact din acest unghi. Ia uite că mă apar și ei frumoși grifonii. În spate sunt fostele dependințe ale casei Ștefan Popescu. La un moment dat, bine, de-a lungul timpului au fost mai mulți proprietari aici, dar ea a fost construită de către Ștefan Popescu. Frumos grifonii aia. De fiecare dată încerc să-i imortalizez în fotografii. Este o zonă destul de importantă pentru că aici erau câteva familii de boieri noi, nu din boierii vechi care au plecat din zonă, boierași noi. Aici pe colț avem casa lui Amircea, îl chema, un mare profesor de istorie, da, aceasta pe colț. Iar în spate, una din casele familiei Becherescu. Da, în spate acolo cu alb, încă sunt proprietari acolo, ceea ce e bine, pentru că sunt oameni destul de ok și poate la un moment dat o să fac și în curte măcar zona. În rest, fosta strada Arieș, sunt câteva căsuțe de pe aici, dar sunt multe mutilate, din păcate, că cu cât se apropie zona mai mult de centrală, cu atât mai multe case sunt mutilate, din păcate. Aici sunt două case, una din ele a fost a unor, să zicem, soldați, na, că nu erau generali mari, da? Erau oameni simpli, dar sunt de secol 19 și e bine că s-au păstrat deocamdată încă intacte, inclusiv cu geamurile originale. Da. Și aici pe stânga o casă, ia să traversăm noi dacă putem, pentru că este o casă în restaurare. Și îmi place ce iese. Am intrat atunci când era părăsită această casă, da? Stănescu, dacă nu mă înșel, am căutat foarte mult, dar pe una din intrări apare inițialele primului proprietar. E destul de frumusică și inclusiv tot podul este dintr-o singură bucată și practic e mansardabil, pentru că e o mansardă acolo, dar na, e posibil ca noul proprietar să nu mai fi păstrat mansarda și să fi făcut doar ca și pod. Dar încă se păstrau toate sobele în interior. La un moment dat ea a fost părăsită și au stat foarte mulți oameni ai străzii aici și au și dat foc la o parte din partea din stânga. Dar e bine, mie îmi place în ce se transformă, e bine, înseamnă că proprietarul chiar a avut poftă să restaureze. Și aici punem puțin punct și continuăm către următoarea locație. O altă casă de comercianți de, bine, 1895 e posibil să fie așa ceva, e foarte dificil să afli despre fiecare casă. Ideea este că ce știm este putem să ne legăm de elementele care apar și pe care sunt vizibile în această casă, în special elementele de feronerie, gardul este original
Și acum câțiva ani, când a fost restaurată casa, arhitectul, și îi mulțumesc pentru lucrul ăsta, știindu-ne, mi-a trimis exact poze cu această ușă de intrare din fier, unde apare exact sigla lui Gustav Wolf Craiova. Iar a fost puțin o muncă de salvare, pentru că era într-o stare, eu am și fotografiile vechi de dinainte, și a fost o muncă destul de anevoioasă de salvarea acestei uși. Și mai putem să vedem inclusiv un interior, dar două secunde să iasă oamenii, putem să punem stop și să așteptăm să iasă. După această ușă, mai există încă o ușă, de data asta din lemn, foarte frumos restaurată. Mie îmi place foarte mult că se păstrează aceste mici elemente, dar detalii care contează. Când proprietarii au luat casa, vă dați seama că nu era foarte, a fost foarte mult afectată, dar arhitectul a dus într-un fel, cum să zic eu, a păstrat măcar identitatea acestei case, inclusiv aici unde era la un moment dat soba, a făcut un element de design care să amintească de acea sobă veche. Iar din punctul meu de vedere, cred că i-a ieșit. Și dacă doriți, pot să vă și spun cine a fost arhitectul care a gândit această lucrare. Yellow Office din București, îi mulțumesc, Vladimir Mândru. În rest, ea este adusă la, cum să zic eu, la modernism, la partea comercială și partea plăcută până la urmă, pentru că e foarte dificil să păstrezi o casă veche și să și placă la oameni, pentru că sunt oameni diferiți care au gusturi diferite. Acesta este restaurantul Excelsior. Eu mă bucur că am fost chiar am ales numele, deși proprietarii nu știu. Și eu mă bucur pentru că Excelsior era una din echipele de fotbal ale orașului Craiova. Partea interesantă este că acum toată lumea știe despre Universitatea Craiova, da? Bun, toată lumea știe, dar Universitatea Craiova s-a înființat în 1948. În 1915, prin decret legal, atunci în fiecare oraș s-au înființat echipe de fotbal. Iar în 1915, în Craiova, erau deja 8 sau 9 echipe de fotbal. Una dintre ele fiind Excelsior Craiova. Bineînțeles că mie mi-a plăcut foarte mult denumirea asta și chiar în perioada interbelică au dănuit două dintre acestea, adică au fost în ligile superioare, Craiul Iovan, una dintre ele, și Rovine Grivița, o altă echipă de fotbal. Acestea s-au unit și în 1942, bine, în anii 40, s-a înființat FC Craiova. Practic atunci FC Craiova, în timpul războiului, și de aia nu se pune, a câștigat pentru prima oară titlul în Craiova, în 1942-43, în acel sezon, dar din păcate nu au putut și restul de orașe din țară, pentru că erau sub ocupație și nu au putut să joace, și atunci nu s-a făcut. Dar pentru prima oară în Craiova a ajuns cupa, de fapt campionatul s-a câștigat de FC Craiova. Da? Și acum continuăm. Mulțumim! Acum continuăm pe strada Târgului, fosta strada Târgului, acum e Împăratul Traian. Îi zicea strada Târgului pentru că la sfârșitul străzii, la un moment dat, acum este cartier, dar acolo era târgul de afară. Practic acolo se termina orașul. Dar vreau neapărat să vedeți și câteva elemente de art deco, pentru că în Craiova, sau cel puțin în zona asta, Oltenii sunt mai rare. Culmea că sunt prin sate. Apar multe, dar nu le poți considera, hai să zicem, art deco, sunt mai mult, într-un fel, moderniste, dar vernaculare, adică fără arhitect. Cum au văzut ei la oraș, de exemplu, în Băilești, în perioada, când tot îl avem pe Neamărin de acolo, în Băilești, au fost în perioada interbelică, foarte mulți băileștini s-au dus în America ca să muncească acolo, s-au întors și acolo e în abundență. Deci art deco și modernism e în abundență. Bine, acum multe din ele, pentru că oamenii nu cunosc stilurile arhitecturale, încep să fie modificate. Dar ideea e că există mai multe în Băilești decât în Craiova. Dar aici pot să le numesc decourile gemene, pentru că practic sunt cam la fel, dar sunt puse în oglindă, într-un fel. O altă casă frumoasă
este în imagine alăturată, da? Este casa, a fost acasă Vișoreanu. Ce e interesant este că din familia Vișoreanu o avem pe tanții Vișoreanu, care a câștigat Miss România în 1931. Practic a doua ediție, a doua ediție de Miss România. Deci vă dați seama cam așa, cam pe aici venea Miss România în 1931. Nu mai poate fi numită acum Miss pentru că în ultima vreme a fost degradată, pentru că este abandonată de foarte mult timp. Și aici o să mai intrăm într-o clădire frumoasă. Fosta casă Costescu, din câte am aflat. Ideea e că această casă a fost vândută și răzvândută de foarte... Aceasta de aici cu... Este transformată în restaurant și se poate vizita. Ați văzut că sunt foarte multe astfel de restaurante în zone de mai departe de către zona de fan, da? Dar toate acestea trebuie căutate. Este specifică, eclectică, specifică pentru început de secol 20. Și cerem voie și intrăm. Două secunde. Bun, suntem în casa Costescu, după cum spuneam, pentru că încă aici la intrare apar inițiale pe D. Costescu, dar eu nu cred că este cel care a construit-o, pentru că v-am spus, această casă a fost vândută și răzvândută de-a lungul timpului. Ceea ce e interesant, la unele din astfel de căsbine, acolo erau dependențele, acum sunt transformate exact în zone de terasă, da? De obicei vara e destul de multă lume apare aici. Mie îmi plac foarte mult casele care te salută când intri. Și avem aici un alt fel de salut, salve, așa vorbesc și eu cu toată lumea. Sunt unele case, că intru în foarte multe case, unele te primesc, dar altele parcă îți lasă un vibe de la negativ, așa te dau afară. Ei, asta este una din casele în care ne primește, da? Avem, puteți să vedeți exact aici, toată ușa restaurată sau păstrată exact cum era odinioară. Și puțin, să vedem și puțin interior, pentru că s-au găsit inclusiv picturile originale și s-au păstrat exact cum erau, cum le-au putut să le găsească, nu le-au restaurat, pentru că e muncă destul de mare. Și acolo puteți să vedeți pe ziduri din vechile picturi, deci toată casa era pictată peste tot. Și încă există și sobele originale și e bine că s-au păstrat. Și este un local destul de frumușel, uite, exact această sobă este destul de frumușel, unde se pot distra oamenii. Dar vedeți, încă se păstrează culorile originale de la picturi. Chiar o casă de aici din zonă, pe următoarea stradă în care am intrat, erau foarte, foarte multe, deci foarte pictată, peste tot erau picturi. Ideea este că au fost alterate de-a lungul timpului, iar noi proprietari doar le-au acoperit. Au zis că poate în viitor cineva se încumete să le restaureze, dar e o muncă titanică. Și, na, bani puțini, asta este. Dar e bine că măcar le-au păstrat și le-au ascuns în spate cu terenul false. Și aici eu am terminat, eu vă mulțumesc. Sper să mai veniți și în Creabă, pentru că de 10 ori mai aveți de vizitat încă atâtea.